Nu degeaba Bucureștiul s-a numit dintotdeauna Micul Paris, pentru că aici s-au pus la cale cele mai minunate, rafinate și sofisticate rețete de bucătărie. Încă un motiv ca să ne aflăm într-un loc în care noi am mai fost și aici v-am pregătit și pasticada și imam baildu, adică un loc din București, un loc special unde se prepară mâncăruri internaționale și mai ales din zona noastră a Balcanilor. Așa ne-am gândit astăzi, împreună cu doamna Luminița, să pregătim o salată de ton, sau cum se numește, o salată? O salată adriatică. Adriatică, cu ton. Cu ton și... cu legume. Legume, ardei, pătrunjel, fasole, boabe. Este o salată cu foarte mulți carbohidrați, care, să spunem așa, ține de foame. Da. Pentru oameni care sunt grăbiți și sunt foarte mulți grăbiți pentru noi. Ziua de astăzi, da. Și pentru noi chiar. Așa. Este o salată simplă, dar consistentă. Nu e așa simplu, pentru că se simplă, dar rafinată. Adriatică, deci deja eu mă duc cu gândul că aș putea să mă aflu în Italia, în Croația, poate chiar în Albania, să mănânc așa ceva cu ton din ăla, cum au tonul în Mediterana, cât vițelul, da? Da. E, deci aici sunt foarte multe gusturi și speciale și toate condimentele astea pe care le puneți, bineînțeles uleiul de măsline, cu cimbru, lămâia și salata adriatică de ton, o asortăm cu un dulce. Bineînțeles, o asortăm cu o spumă de iaurt, cu nuci și portocală. Spumă de iaurt cu nuci și portocală, și portocală, da. Adică deja am trecut pe partea cealaltă. Bineînțeles, ne îndreptăm pe malul Bosforului. Așa, la turci, nu? Și da, grecii facem folosesc foarte mult iaurt. Și grecii și bulgarii. Se pare că longevitatea celor care consumă mult iaurt este superioară celorlalți. Numai lucruri bune. Ton, lămâie, ulei de măsline, nuci. Iaurt, nuci. Și aici avem miere. Iată, sunt două rețete, două într-una, într-un fel, nu? Pentru că le pregătim la oaltă. Nu avem nevoie de aragaz. Nu. Sunt sățioase, sănătoase, consistente. Merg pregătite chiar și de celibatari. A, iată, targetul nostru, da, se referă... Bucătăria în familie, da. Dar să meargă cu un bagaj de cunoștință totuși în familie. Așa, simplu de făcut, pentru o seară, pentru o cină, este minunată. Minunat. Pentru câțiva prieteni, dacă îi avem invitați, pentru o gustărică, deja am vorbit prea mult. O să începem cu fasolea. Care pe care o luăm din conservă. Din conservă. De asta și spun că este o salată care se adresează și celibatarilor, dar și familiilor în criză grăbite de timp. Exact. Este o salată roșie, o salată foarte gustoasă. Fasole. Foarte gustoasă. Pentru că mâncarea se mănâncă și cu ochii. Sau cu bineînțeles, ochii, atunci rând, avem nu? O multitudine de culori, ceea ce face deja să ne plouă în gură, da, să spune da, așa. Da. De asta am ales fasolea roșie, nu? Pentru culoare, da? Și de și cealaltă, asta, dar nu? Este o fasole cu un bob mai bine determinat, nu se sparge așa de repede și atunci se poate amesteca mai lejer și fără a obține un piure de da, care... Da, da, da. Porumb. La noi ar trebui să se consume mai mult porumb, mai multe boabe de porumb, pentru că este foarte hrănitor. Așa, până aici e simplu. Da. Ardei gras. Da. Roșu, verde. Proaspăt. Acum, în funcție de pătrunjel, da, și în funcție de momentul zilei,
ceapă roșie. Asta e mai problematic, dar este alegerea dumneavoastră dacă o adăugați sau nu. Deci seara o mâncăm cu ceapă roșie salata, da? De ce nu? Da, automat. Și noi acum cum o facem? Eu spun să folosim ceapă roșie, pentru că este vremea virozelor, a gripelor și atunci ne protejează. Așa. Vom adăuga piper. Ulei de măsline. Și acolo ce avem? Avem suc de lămâie. Aha. Deci o aprim cu zeamă de lămâie. Cu zeamă de lămâie fiind adriatică. Deja lămâia e nelipsită ca și ulei de măsline. Sare, după gust. Și ultimul se pune tonul? Da. De ce? Pentru a fi a format un decor din ea și să nu se sfârme, mai ales că noi avem un ton mai calitativ din bucăți mai întregi. Deci e bine să luăm tonul bucăți pentru că cel mărunțit e îmbibat. Este îmbibat în sucul propriu sau în ulei. Da. Le-am amestecat pe toate. Putem pune și o parte din ton în interior pentru gust sau doar deasupra, în funcție de alegerea dumneavoastră. Dar acum mi-a venit ideea, văzând cât de bine arată fasolea și ardeiul, nu ar merge și cu piept de pui? Bineînțeles, cu piept de pui, cu creveți, somon afumat. Da. Designul este arată perfect. Din start. Și acum o așezăm pe farfurie. O așezăm pe farfurie, dacă avem salată normală sau noi lucrând într-un restaurant avem mai multe la dispoziție, un Lolo Rosso și un Lolo Bianco. Și atunci vom așeza această salată pe frunzele de salată. Rapid am terminat-o. Pentru familii cu puțin timp la dispoziție. Măsline nu merg? Dacă doriți, puteți spune și măsline, dar măsline avem la următoarea rețetă. Adică următoarea săptămână. Ok, următoarea săptămână. Așa. Vai, dar ce bine arată! Aș putea să fac și un decor. De regulă, decorul se face din ceea ce conține preparatul. Eu am să pun lămâie. Iar pentru cei care doresc un pic mai acră, am să pun și aceste două feliuțe de lămâie care pot fi stoarse. Arată perfect. Și acum o lăsăm... Și puțin pătrunjel. Da, o lăsăm așa să o admirăm și să se odihnească aici, cât timp pregătim noi crema de iaurt. Dacă sunteți doamne, domnișoare sau domni care vreți o dietă mai echilibrată, fără grăsimi, atunci vă recomand un iaurt cu grăsime 0,0, depinde cum e ăsta. Al nostru este un iaurt gras, pentru că... Ca să fie și gustos. Așa, deci ăsta e iaurt și aici ce avem? Aici este frișcă, frișcă lichidă, care a fost bătută spumă. De regulă se bate frișca lichidă, cea care are 32% grăsime, peste 32%, pentru că altfel nu vi se bate, nu se spumează. Da, și asta se găsesc... Da, se găsesc la Tetra Pak, la cutiuțe. Și se fac imediat. Deci avem iaurt. Aici avem iaurt. Avem miere, pe care o vom pune în iaurt. Să vă spun sincer, mie îmi place chiar și desertul nu foarte dulce. Și atunci... Prefer să se simtă și savoarea iaurtului și să nu fie foarte
dulce și atunci pun mai puțină miere. Oricum, smântâna lichidă a fost bătută cu puțin zahăr și atunci este și ea un pic dulce. Deci am amestecat iaurt cu miere și cu frișcă. Frișcă bătută în prealabil. Este foarte simplă. Un desert la îndemâna oricui. Acolo este un barot de nuci cu zahăr ars. Da, pentru că arată altfel. Deci, da, este crocant. Da. A fost caramelizat zahărul, după care s-au adăugat nucile coapte și s-au zdrobit. Și sunt crocante. Deci, caramelizăm un pic de zahărul, zahăr, topim în zahărul. Tigai, așa, rapid. Aruncăm deasupra bucățele mici tăiate de nuci deja coapte la cuptor și decojite. Da. Și după aceea îl lăsăm să se răcească, pentru că este foarte fierbinte. Și îl sfărâmăm. Exact. Și asta poate fi folosită? Să nu fie foarte, foarte ars, pentru că atunci devine amărui și atunci auriu, să-i spunem. Da. Și poate fi folosită la foarte multe lucruri, așa. Sigur deasupra. Că da. La prăjituri, la torturi, la ornat. Iar în combinație cu iaurtul, care este un pic acrișor, și nuca. Și aici avem ceva. Da, sunt portocale. Da, un desert din portocale. Noi le-am ținut un pic pe masa caldă ca să le deshidratăm, să spun așa. Putem și noi să facem asta. Sigur că acasă? Da, numai că trebuie cuptorul dat foarte, foarte, foarte încet sau pe raftul de la dulap lăsate. Da? Dar trebuie să le tăiem foarte foarte subțiri. Da. Și le lăsăm pur și simplu să se usuce. Da. Da. Iaurtul se așează în în vas, în castronel, în cupe, în ce aveți dumneavoastră la dispoziție. A, da, ar merge iaurt cu fructe? Bineînțeles, puteți adăuga afine, smeură, mere caramelizate, alune, ce aveți prin casă? Da? Sau ce vă face poftă la momentul respectiv? Da, fructe uscate. Vara ar merge foarte bine cu fructe de sezon, cu căpșuni, cu vara smeură. Și iarna? Iarna putem folosi și stafide, putem folosi fructe din compot, ce avem pe acasă. Da. Acum vom pune barotul. Și decorul de portocale. Iată cum arată o rețetă adriatică, da? Da. Putem să includem și spuma de iaurt aici când vorbim de adriatică și balcani. Să spunem că ar fi din zona Balcanilor. Așa. Un meniu extraordinar de frumos, de rapid de făcut, de sănătos, de estetic. Mie îmi place foarte mult cum arată. Este bucătăria balcanică, cea în care sunteți specialiști aici, mai savuroasă decât altele? Sau ce aduce în plus față de cum suntem noi obișnuiți să mâncăm? Bucătăria balcanică, să-i spun așa, este în primul rând savuroasă. Da. În al doilea rând, este la îndemâna noastră celor de aici. Da, adică pentru că acum avem și noi și lămâi și portocale și ulei de măsline și măsline și de toate, da? Ei folosesc foarte mult usturoi, foarte multe condimente. Foarte mult usturoi, iaurturi sunt foarte folosite în combinație cu mentă. Mănâncă mult pește? Foarte mult pește și vă voi arăta săptămâna care vine un preparat cu un pește care... Cu cât este mai simplu, cu atât este mai bun. Eh, atunci să încheiem cu salata de ton și să ne pregătim pentru săptămâna viitoare. Poftă bună!